Vizibil supărat pe faptul că nu a fost cel nominalizat pentru funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, Victor Banța nu se poate detașa de eșec nici la învestirea în funcția de consilier județean. Mai mult, acesta a declarat, cu referire la președintele PNL, Dian Popescu, că se joacă cu viața sa și a familiei sale. Îmi duc mandatul de consilier județean atâta timp cât partidul mi-o cere, până la capăt, sper. Pe marginea subiectului cu înțelegerea, nu fac niciun comentariu. Doar atâta am de transmis și de comunicat, și anume faptul că viața mea și a familiei mele nu sunt jucării în mâinile unor oameni care se cred sau se joacă de-a Dumnezeu. Nu a vrut să comenteze mai mult, însă a fost clar că supărarea nu i-a trecut pe verișoara sa, Mădălina Ciolocoi, aleasă astăzi vicepreședinte. Vă pare rău că v-ați dat demisia din funcția de înalt funcționar? Am spus, nu fac niciun alt fel de comentariu. Supărat că nu ați... Dacă mai aveți vreo întrebare, dacă nu, vă mulțumesc frumos. Sunteți supărat că nu ați fost... Nu sunt supărat.